Tu lui ne-am apreciat să-mi spus să ne duci. Johnny, și cu tine. Pentru ce să-i spun? Cu atât mai mult că ei la Xerox. E acolo să fie toate recreația. Tu știi cum e la noi Xerox-ul. Dar unde ducem? Ai o surpriză pentru mine? Ei, cum pentru tine? Tu pentru mine ești ca pâinea cu dulceață la ora 3 noaptea. Johnny, și asta? Tu și nu i-ai spus? Ei, știi că eu cu variantele astea nu prea mă pricep până. Johnny, eu știu că tu pe mine mă iubești. Nu trebuie să-l impui pe Victor să-mi spună poezii. Puteți scrii pe o foaie, să-mi pui în geantă sau ceva mai romantic. Stați, oleacă. Lui Victor îi place de Ileana. Și m-a rugat pe mine să-l ajut, dar eu nu știu cum să... Tu ești fată, tu doar știi cum să... Să ne ajut să o cucerească pe Ileana. Și de la mine, și vreți. Să ne ajut? Tu ești fata asta în primul rând, într-a doilea rând tu ești verișoara ei și într-a treilea rând tu o cunoști al mai gine decât noi tăți. Vă și serios? Nu-i place dânsa. Oh my god! Cu asta? Cu poezii? Epoca de piatră. Fetele în ziua de astăzi trebuie să cucerite altfel, cu metode mult mai romantice. Cum? Înseamnă că așa, eu acuși totul o să vă explic. Stați și ascultați. Pentru a cuceri o fată trebuie să-i arăți stima și respectul față de dânsa. Ați înțeles? Mai departe, să-i arăți că ești un bărbat adevărat și poți să ai grijă de ea în orice situație. Ați înțeles? Cadourile sunt foarte importante. Ele trebuie să fie date într-o manieră romantică. Și nu în ultimul rând, trebuie să fie foarte originale. Ați înțeles? Așa, dragostea ta, dragostea trebuie să-i arăți. Trebuie să fii foarte ginga și foarte tandru. Și foarte important, la despărțire să o săruți în așa mod încât noaptea, înainte de somn, ea să adoarmă cu gândul la tine. Ați înțeles? Eu mă duc cu băieții la futbol și îmi vin pe asta, bine? Ok. Hai. Să vii la mine, bine? Ileana, eu mă duc cu băieții la o bere și ne vedem alea mai târziu. Ați înțeles? Johnny, eu pentru cine am vorbit acum? Scaunul. E, dar la drept penal mi-a dat pe acasă numai 143 de pagini descrise. Asta e nimica toată, tu înțelegi? E nimica toată. Care drept penal, Helen? Uite și timp frumos e afară. Hai mai bine să mergem la... Gina, tu știi că Victor are probleme cu capul? Dar parcă nu, pare normal. Cum poți spui tu un băiat normal care te-a părit în cursul întâi cu capul de tablă? Helen, el asta a făcut întâmplător. Și întâmplător a chemat poliția. Helen, în primul rând, el și-a cerut scuze pentru fapta sa. Într-a doilea rând, el a plătit amendă. Helen, trebuie să fim oameni. Totul se iartă. Ce a fost, a fost. Să mergem. Nu stai, Alec.
ce nu cumva mai tine îți place dânsul? Până erai cu Ion. Tu și ești loco! Eu pe Johnny îl iubesc. Îți spun ceva, dar rămâne între noi. Sau să nu-ți spun. Spune. Eu i-am promis lui Johnny că nu-ți spun. Da spune! Rămâne secretul nostru. Mm. Victor, e îndrăgostit de tine. Și? Helen, el merită o șansă, e băie de treabă. Care șansă, Tina? Ce trebuie mie pitiști de ăștia? Tu știi, băieți, zdravini, nonți, puternici, frumoși. Proști! Știi ceva? Eu, părerea mea, mi-am spus-o. Alegerea să părține, gata. Mhm. Uh-huh.